De la 1 decembrie, prețul biletului de maxi-taxi pe traseele 1, 5, 8 și 10 s-a majorat de la 1,5 la 2 lei. În schimb, transportatorii de pe liniile 2, 4, 6 și 7 au decis să nu majoreze prețul. Șefii din primăria Buzău găsesc că scumpirea este justificată. În primul rând, biletul de transport public local nu a crescut din 2007. Din 2007 până astăzi, prețul per bilet a fost același, de 1,50 lei. Pentru adjudecarea traseului, redevența a crescut de cel puțin, deci între 2 și 4 ori, mai mare decât până la licitație. Deci a crescut redevența către stat. Cât era și cât e acum? Era în jur de 5 milioane pe lună și acum s-a ajuns și la 24 de milioane pe lună. Pe anumite de microbus, da. Un alt motiv este faptul că patronii au investit în modernizarea microbuzelor și în achiziția unora noi. În plus, proprietarii de licențe vor trebui să continue investițiile în cei 6 ani de contract cu primăria Buzău. Vă mai pot enumera și asigurările RCA, care sunt exorbitante în momentul de față. Nici nu s-au luat în calcul acestea. Deci, per total, așa cum am văzut eu lucrurile, această creștere de 50 de bani este justificată din multe puncte de vedere. Prețul motorinei a crescut, RCA-ul a crescut, dar evident prețul este jucat de piață. În cazul în care este foarte scump biletul, probabil îl vor da înapoi. Nu este apanajul primăriei municipiului Buzău să stabilească prețuri la diverse servicii publice din municipiul Buzău. Cetățenii sunt nemulțumiți. Ce se întâmplă? Eu aș vrea ca cetățenii să circule cu autobuzele Transbus. Sincer, și tocmai de aceea subvenționăm biletul Transbus la 1,5 lei, astfel încât să nu simtă în buzunar o cheltuială prea mare cu transportul local. Primarul Boșcodeală a anunțat că măcar pentru viitorul apropiat nu se va majora și biletul pe autobuz. Vicele Fănică Bârlă susține că nici transportatorii privați nu vor putea mări prețul biletului la mai mult de 2 lei. Toate celelalte trasee au oferit prețul de 2 lei maxim. Deci acest preț de 2 lei poate fi atins oricând în acești 6 ani de zile, dar nu poate fi depășit fără o hotărâre de Consiliul Local în care să permită altceva decât s-a semnat în contract. O curiozitate este reprezentată de faptul că, deși ar fi putut să majoreze la rândule, transportatorii de pe rutele 2, 4, 6 și 7 au păstrat prețul biletului la 1,5 lei.